Bunul învățător spune într-o altă evanghelie și nu în aceasta că Dumnezeu l-a privit cu drag pe acest dregător bogat, dar la alt evanghelist. Adică i-a plăcut că pare un om serios, crescut, educat, credincios. Numai că o credință fără fapte este moarte și chiar dacă ai fapte, dar n-ai credință, tot moarte sunt. Este una să aruncă o bucată de pâine unui câine, să o mănânce și să arăt un gest de amabilitate sau filantropie față de un animal abandonat și este una să dau unui sărac un blid de mâncare caldă și el să spună Bogda proste și să fie scris în cer, care nu se mai șterge niciodată și se cântărește la judecată. Sub forma, cum spune Sfânta Teodora cea nouă, unui mini bănuț de aramă sau de argint, depinde de căldura și dragostea cu care e făcut milostenia. Și se spune că în felul acesta noi ne agonisim cele bune. Iată pe tinerel, pregătit de asemenea cunoaștere, pentru că în a doua etapă el dă dovadă că cunoaște, dar nu împlinește. Și ca să nu vă fierb, vă duc în esență. Una ți mai lipsește. Și cea mai importantă. Vindeți toate și le împarte săracilor, parcă așa spune, și vei avea comoară în cer. Greu. Sau urmează mie, spune mai departe, Hristos. Apoi vino și urmează mie, exact. Dacă învățătorul era bun, ce trebuia să facă? Ca pescarii. V-am ales din pescari de pește să vă fac pescari de oameni. Și-a urmat după Iisus. Că după aceea Petru și-a pus problema din punct de vedere administrativ, Doamne, dacă noi ce va fi? Noi mai prindeam un pește, mai vindeam, luam o pâine, acum în jurul tău ce o să mâncăm? Și Iisus le spune, nu-i treaba voastră, voi în casa în care intrați, dați binecuvântare. Și ce va pune înainte aceea să gustați? Adică legea musafirului te învață când ai un străin să-l miluiești. Ei, în calitate de apostoli, erau mai mult decât străini, erau musafirii lui Dumnezeu. Și atunci sigur că Dumnezeu era cel care muia inima gazdei ca acei oameni să nu plece flămânzi. Noi mai găsim această experiență în lumea budistă, unde acolo călugărul budist are cu tot o altă formă de lepădare de sine. În afară de pânza care îți acoperă corpul, fără formă și fără modele sau fără impresie artistică, tu ai un fel de castronel în care cei ce trec și îi se fac ce milă de tine îți spune ceva în castronel, dar condiția este ca seara să rămâi cu el gol. Să nu strângi pe a doua zi. Exact cum a cerut Dumnezeu în Scriptură. Mâncați mană, luați-vă cât vă trebuie pentru toată ziua, dar nu depozitați pe a doua zi. Că asta înseamnă că n-aveți încredere la Dumnezeu. Ajunge zilei răutatea ei, nu vă grijiți ce veți mânca și ce veți bea, că Dumnezeu vă va da vouă. Și acum o să spui, părinte, dar ce facem? Aruncăm cartofii din beți sau mulăturile? Noi, ce-i cu totul? Vorba de alt subiect. Aici noi vorbim de lepădare de sine, când cel care s-a încredințat lui Dumnezeu, vedem tot patericul egiptean plin de un izvoraș și un finic, un pom din care se hrănea pusnicul care stătea în peștera cu tare, sau un izvor apărut în chip minunat, sau mâncare din cer, sau niște fructe de nu știu care, sau niște semințe de nu știu care. Ai treaba lui Dumnezeu, nu-i treaba noastră. În schimb, aici tânărul nu cunoaște lepădarea de sine. Ne arată că, deși era un bun cunoscător a două categorii, a știut că Iisus e bun învățător, a știut poruncile, vom parcurge puțin în ele două idei, în schimb, când i s-a vorbit de bogăție, s-a întors întristat la casa sa. Era un capitol nou care nu putea fi abordat la primă vedere, din punct de vedere rațional. Cât timp aduni ceva, ești preocupat de ceva. Și unii sunt preocupați să adune doar bani. Unii sunt preocupați să adune doar cărți. Unii sunt preocupați să adune doar flori.
Unii sunt preocupați să adune doar animale frumoase, unii sunt preocupați să adune pământuri, unii sunt preocupați să adune case, unii sunt preocupați să adune păduri. Fiecare are ceva în cap. Dar noi vorbim de preocupările lumești. În situația de față, dregătorul era clar că era și negustor și atunci sigur că problematica administrativă și financiară pentru el era o contabilitate de zi cu zi. Orice administrator care conduce o firmă este obligat să aibă profitul din care își plătește muncitorii și să aibă profitul din care se hrănește el sau ține firma în picioare, socotind impozitul, socotind, să spunem așa, șpăgile ca să reziști în fața societății murdare, să nu fii desfințat, și trei, remunerarea celor care te slujesc. Și pentru el era o preocupare, dar pe lângă preocuparea lumească avea și cea dumnezeiască. De ce apare raportul între bunul învățător și întristare tocmai în aceeași Evanghelie și în același tablou? Deci două tablouri puse în plan diferit. Întâi un dregător cu mult respect în fața lui Dumnezeu, care e adevărul. Un politicos dregător în fața lui Dumnezeu, care e adevărul. Și un respectuos dregător care cunoaște legea în fața lui Hristos, care e adevărul. Și de ce în spate există neadevărul? Adică falsitatea luptei dintre bine și rău, dintre lumea văzută și nevăzută, dintre lumea sufletească și lumea pământească. Pentru faptul că întristarea acestui tânăr în clipa în care este rugat să facă pentru Dumnezeu vârful teologiei, pentru că el a venit. Noi dacă ne uităm cum începe Evanghelia, așa începe bunul învățător. Ce să fac eu să moștenesc viața de veci? Dacă întreba măcar, Doamne, care ar fi limita dintre credincios și necredincios? Ar fi o negustorie, cum spunem noi la țară. Ei, mai și fur, dar mai și dau de pomană, mai și beau, dar mai și serios, mai și curvez, dar sunt surat, mai și bogat, dar mai și înșel. Știi, o încercăm noi să o dregem după rațiunea, Doamne ajută-mă să pot să mă îmbogățesc incorrect. Și nu-i place lui Dumnezeu. Dar, deși este bogăție nedreaptă, ce spune Iisus Hristos? Faceți-vă prieteni din mamona nedreptății. Adică dacă tot ești chiar bur și ai dat de bani și i-ai făcut ușor, mai și împrăștie ușor, nu mă aduna ușor. Că dacă reușești să nu te legi cu inima de ei, s-ar putea să ai o șansă de mântuire. Nu numărul banilor îți va opri ușa la rai, ci numărul sentimentelor bolnave de a stăpâni cât mai mulți bani. Vă uitați cum mai dau ăștia prin conspirațiile astea care sunt scrise peste tot. Mari magnați al lumii care dorm pe, nu știu cum se cheamă astea, cufere, nu să spun cufere, altfel, seife, cu miliarde și miliarde și miliarde, niște tâmpiți. Îmi spui și mie pentru ce trebuie să stea stocate niște miliarde alea prin buncări, la ce ajută? Numai o minte bolnavă și diabolică poate gândi asemenea prostii. Dacă ai ce mânca, dacă ai cu ce te îmbrăca, dacă existi și dacă ești sănătos, ce mai mare bogăție îți trebuie? Cine poate să consume atâția bani cât nu poate să-i numere? Numai o minte bolnavă. Și atunci, sigur, că din mamona nedreptății poți să-ți faci prieten pe Dumnezeu. Adică făcând milostenie. Și unde găsim asta? La iconomul nedrept. Dumnezeu avea un iconom, a fost spărât la stăpânul său, spune Evanghelia. Cel mai frumos îl tâlcuiește Asteria la masei și zice că a venit și l-a anunțat. Va trebui să te scot din iconomat. Și iconomul, la vremea respectivă, care avea o anumită funcție și era bine văzut un fel de administrator general, să spunem, directorul financiar sau directorul comercial sau nu știu cum se cheamă al doilea după directorul manager mare, care administrează tot ce înseamnă finanțe, a zis așa, bă, ca să muncesc nu pot, o să râdă oamenii de mine. Ca să cerșesc că e mai rușinos, eu care am fost atât adregătorul. Trebuie să găsesc o metodă. Trebuie să-mi fac prieteni acum, cât mai sunt în funcție. Și a început să cheme datornicii la el,
fără știrea stăpânului celui mare, și-a început să facă tăieri masive de impozite. Tu cât ai? 50 de măsuri de ulei, de grâu, lasă 20. Tu cât ai? 50 de măsuri de ulei, lasă jumătate. Tu cât ai? 200, lasă 100. Tu cât ai? 50, șterge tot. Gândindu-se în sine că atunci când nu va mai fi în funcție, vedeți ce interesant? Să poată merge la prietenii săi ca să-l ajute, că și el e ajutat la rândul lor. La vremea era valabil, azi nu este valabil. Azi poți să-i ajuți pe toți. Dacă mâine ești nimeni, ești nimeni în fața tuturor, indiferent de binele făcut. Cel mai bine este să-ți faci tu singur bine și să încerci să fii echilibrat, să n-ajungi, cum spune în Paraclisul Maicii Domnului, și nu o spun eu, ajutorul omenesc nu mă încredința, ci tu singură mă apără și mă mântuiește. Adică când ajungi la mila fraților, a surorilor, a copiilor, a rudelor, a prietenilor, cam nu mai ai milă. Deci e absurd acea milă să nu te bazezi pe ea niciodată. Dar dacă ai încredere în Dumnezeu, că așa ne spune Evanghelia, și-a lăudat stăpânul pe econom pentru înțelepciunea sa. Și aici ce vrea să scoată în evidență? Că atunci când ai puterea să faci bine, fă-o negreșit, nelimitat, nemărginit și nemăsurat. Că bine faci, bine găsești. Rău faci, rău găsești. Sau, cum spune în doctrinile occidentale, să nu faci nimic, doar să te purifici, să te golești, gol ești, gol vei rămâne. Trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt vine asupra omului numai din împlinirea poruncilor. Și uite că deși avem părerea că Duhul Sfânt vine din păzirea poruncilor, o să vedem că Duhul Sfânt nu-i la om. Iată ce spune aici. Știi poruncile? Da, Doamne, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești răni, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. Iar el a zis, eu acestea toate le-am păzit din tinerețe. Vedeți, e interesant, le-a păzit din tinerețe. Dar cum vă explicați că în ciuda faptului că poruncile erau păzite, și el râvnea deja foarte sus, viața de veci. Și noi râvnim viața de veci. Ne-ar place să fim ctitori într-o biserică, ne-ar place să ne se scrie numele univa, să vorbească despre noi, să rămână ceva în urmă. Și poate să rămână dacă știi să lucrezi cu înțelepciune, copiii tăi te pot purta din gură în gură și din generație în generație. Pentru că ceea ce educi, aceea culegi. Sameni cum trebuie, culegi cum trebuie, clădești cum trebuie, găsești cum trebuie, faci ce trebuie, rezolvi ce trebuie. Pe când? În momentul în care stăm nepăsători și egoiști, nu câștigăm nimic. El păzea poruncile, dar le păzea cum? La modul ca să nu greșească.